Constanțenii din mai multe cartiere nu vor avea apă la robinete de mâine seară de la ora 22 până vineri 27 mai la ora 5 dimineața. Raja ESA anunță că în această perioadă va întrerupe furnizarea apei potabile pentru înlocuirea unor conducte și vane de legătură la nivelul stației de tratare și pompare Palas. Investiția face parte din contractul de lucrări de reabilitare stație de pompare apă brută Galeșu a complexului de înmagazinare Palas derulat prin programul operațional Infrastructură Mare. Afectați de lipsa apei vor fi consumatorii din mai multe zone, a căror listă o regăsiți pe site-ul dototv.ro, printre care cartierul Palas și zona industrială Oierie Palas, cartierele Brătianu și Medea, zona industrială, cartierele Cet, Viile Noi și Sere. Intervalul de sistare alimentării cu apă este determinat și de lungimea instalațiilor, a diametrului acestora, dar și a debitului de apă, timpul necesar pentru golirea și umplerea rețelei de distribuție din zona afectată fiind de aproximativ 6 ore. Prin urmare, reluarea furnizării apei potabile se va realiza în mod progresiv în fiecare sector afectat.